Doi tineri au ieșit la plimbare cu motocicletele în Topoloveni. Unul era din localitate, celălalt din Mioveni. Polițiștii au stabilit că primul l-a acroșat pe cel de-al doilea în timp ce circulau în același sens. După impact, prima motocicletă s-a izbit de un stâlp. Conducătorul a ajuns la spital cu o fractură la gambă. Celălalt tânăr implicat a refuzat ajutorul medicilor. S-au lovit rău? Erau răniți grav? Da, unul a fost grav. A zis că bazinul, piciorul rupt, avea o gaură la rinichi, partea dreaptă, mâna stângă. Ați auzit pe cineva să le atragă atenția, să nu se întreacă? Nu, n-am auzit. Am ieșit în casă, la poartă, dar n-am apucat să văd prea mult, de că nu i-am văzut, practic. Polițiștii vor stabili dacă cei doi au făcut într-adevăr o întrecere pe un drum județean foarte circulat.